Bună dimineața, suflete frumoase, bine ne regăsim aici la mesajele venite din infinit pentru sufletele care iubesc frumosul și iubesc divinitatea și aceste mesaje. Astăzi, 19 octombrie 2023, avem un mesaj foarte profund care ne vorbește despre stima noastră de sine și ne spune așa: să ne uităm cu sinceritate, cu onestitate în grădina noastră, pentru că în viața noastră, care reprezintă grădina noastră, se află semințele plantate de noi și întotdeauna este doar despre noi, despre ceea ce gândim, despre ceea ce cuvântăm, despre ceea ce înfăptuim prin toate semințele pe care le plantăm. Culegem, bineînțeles, aceste roade, iar ființele de lumină astăzi ne trag un semnal de alarmă, ca să spun așa, prin acest mesaj. Ne trezesc un pic să ieșim un pic, să facem un pic un pas înapoi din viața noastră și să privim cu onestitate, cu sinceritate, acolo unde sunt dezechilibre. Ce sens au ele, ce mesaje au și de ce s-au creat acele dezechilibre în viața noastră. Poate fi pe partea de profesional, poate fi pe partea de relațional în relațiile noastre. Este un mesaj cu o vibrație foarte înaltă. Am folosit imaginea din oracolul inimii și al sufletului și este foarte important, ni se transmite de către acești îngeri să ne onorăm ființele. Să nu mai trăim în compromis, să spunem nu atunci când simțim, să spunem nu, să învățăm să fim fel, să învățăm să facem diferența dintre bunul simț, da, și fermitate, pentru că din bun simț foarte mulți dintre noi, eu sunt unul dintre exemplele care întotdeauna, până de ceva timp, din bun simț, nu spuneam niciodată nimic ca să nu rănesc, să nu jignesc. Însă nu cumpăream anumite situații de viață și doar le acceptam din bun simț și atunci făceam compromisuri la infinit. Deci despre aceasta este acest mesaj pentru a ne reaminti cât de important este să ne valorizăm propriile opinii, propriile simțiri, propriile trăiri și să nu mai lăsăm ca în viața noastră să se manifeste astfel de dezechilibre care până la urmă dezechilibrează Universul. Pentru că nu dezechilibrează doar Universul tău, pentru că tu ești interconectat cu macrocosmosul, ești o parte a acestui măreț univers și dacă tu nu funcționezi într-o capacitate armonioasă, dezechilibrul tău influențează întregul, totul. Și atunci este cât mai important să fii cât mai centrat în ființa ta, să-ți onorezi ceea ce simți întotdeauna și să faci alegeri sănătoase și benefice pentru tine. Îți voi lăsa în descrierea acestui video linkul către pagina mea de Facebook, unde poți găsi mesajul detaliat, pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu, unde ai să găsești și detaliile despre citirile energetice personalizate pe care le realizez. Îți reamintesc că de la 1 octombrie am început citirile energetice pentru anul 2024 și vă mulțumesc pentru că am oportunitatea să fiu un canal pentru voi. Aveți niște citiri pline de profunzime și de înțelepciune și sunt onorată să fiu martor a ceea ce se întâmplă în ființa voastră. Bineînțeles, voi continua și cu celelalte citiri pe care le realizez, dar găsiți toate detaliile aici în descrierea acestui video. Aș vrea să vă transmit mesajul zilei de astăzi, exact așa cum a venit el. Un mesaj profund care ne scutură un pic, ne trezește, să știți că avem nevoie și de asta, pentru că divinitatea, da, este blândețe, este smerenie, este iubire necondiționată, însă divinitatea este și fermitate, autoritate și este necesar să ne manifestăm această însușire divină, pentru că este un dar al ființei noastre aici pe pământ.
Astăzi este despre a privi cu onestitate în grădina ta. Acest mesaj a venit deoarece mediul în care tu ființezi nu este benefic pentru tine acum. Observă-te și întreabă-te ce semințe ai semănat, pentru că acum culegi exact rodul lor. Îngerii te observă acum cum îți investești energia în relații toxice sau de conveniență care nu-ți mai spun nimic. Reamintește-ți cât de mult ai evoluat prin suferință, ai ajuns la un nivel de înțelepciune divină, purificându-ți sufletul. Vă reamintesc că aceasta a fost calea până acum pentru mulți dintre noi, însă stă în puterea noastră să schimbăm și să evoluăm printr-un mod conștient. Da, să facem pași conștienți și alegeri sănătoase pentru noi ca să putem să evoluăm. Prin acest mod ai reușit să afli multe despre tine, așadar, de ce te întorci din nou și din nou la lecția respectului de sine? Respira acum adânc și du-ți mâinile la inimă și întreabă-te, dar cu onestitate. Îmi onorez ființa prin relațiile care sunt acum în viața mea? Trăiesc eu uniunea și comuniunea divină pe deplin autentic în aceste relații? Dă-ți voie să fii sincer, sinceră cu tine. Dacă răspunsul nu este afirmativ, te rog să începi să faci curat în jurul tău și să cauți suflete asemănătoare ție. Lucrează cu vasul tău de lumină. Reușești să-l purifici, el va fi plin de lumina celui iubit și lecțiile tale le vei învăța și le vei integra cu ușurință, într-un mod armonios, și nu vei mai face alegeri care nu te onorează și nu-ți onorează călătoria. Vezi frumusețea ființei tale și bucură-te. Adu în viața ta oameni cu preocupări similare, oameni care te înțeleg și care te acceptă exact așa cum ești. Este momentul să te onorezi și să nu mai accepti energia compromisului în viața ta. Zboară, aripile tale frânte s-au vindecat. Iubirea te vrea exact așa cum ești. O ființă unică și perfectă prin toate imperfecțiunile pe care le manifesti uneori. Da, foarte frumos, un mesaj de împuternicire astăzi să ne reamintească cât de minunați suntem și câtă putere avem în noi și cât de măreață este ființa noastră, dar este necesar să manifestăm această măreție și să nu mai permitem energiei compromisului să se manifeste prin viața noastră de zi cu zi, pentru că asta arată că nu ne valorizăm și avem o stimă de sine scăzută, încercând să facem pe placul altora, doar ca să fie totul bine, când în interiorul nostru nu este bine. Și mergem la mesajele de la o carte vindecătoare, mesajele cristice venite din infinit sub formă de channeling, prin doamna Ana Aurora și încă un înger de aici, de pe pământ. Și haideți să vedem, ne reamintim, chiar dacă este 19 octombrie, că toate aceste mesaje sunt atemporale și vor veni către noi exact atunci când sufletul nostru va vibra pe această rezonanță. Să vedem ce mesaj ni se transmite astăzi tuturor celor care urmărim acest material pentru a servi binele cel mai înalt. Tratamentul cu iubirea. Orice gând ai avea despre iubire, lasă-l deoparte. Tot ceea ce crezi că poate fi iubire nu e decât ceva foarte departe de adevăr. Singurul sentiment de iubire e cel pe care îl are mama pentru copilul ei, pentru că îl iubește necondiționat. Și chiar asta nu e valabil la toți oamenii, așa că închide ochii și permite să treacă iubirea divină prin mine, Isus, de la tatăl tău spre tine. Nu te mai gândi la nimic, doar simți. Lasă tensiunile, lasă durerile, lasă gândurile, stai în liniște și primește ca să știi cum este. Stai câteva minute. Ești în grația lui Dumnezeu prin iubirea fiului său, pe care o revarsă în tine și peste tine acum. Poți să stai cu ochii închiși și poți să ții ochii deschiși, dar permite iubirii să te cuprindă acum. Nu e așa că nu ai mai trăit așa ceva? Nu e așa că nu știai cum este iubirea? Te rog să faci acest exercițiu câte 5 minute în fiecare zi, pentru că este un tratament cu iubirea mea pentru tine.
este vindecător pentru că vine de la Tatăl, unde totul este perfect. Cum ar putea să fie altfel? Și nu uita, ești iubit așa mereu, numai că până acum nu ai știut, nu ai permis să știi. Este un mesaj foarte profund, deci am cartea aceasta de un an de zile și niciodată nu mi s-a revelat acest mesaj. Și iată din nou sincronicitatea, că este exact pe aceeași lungime de undă ca mesajul zilei venit din infinit. Deci toate sunt interconectate, să spun că aceste mesaje sunt o mică piesă din puzzle-ul zilei noastre de astăzi. Haideți să ne bucurăm, haideți să primim în întreaga noastră ființă acest mesaj care ne reamintește despre măreția ființei noastre, ne reamintește să fim iubire necondiționată, care înseamnă bunătate, da? Respect și autoritate, fermitate. Da? Deci toate acestea la un loc formează un nucleu sănătos și armonios pentru ca noi să funcționăm pe acest pământ. Prin energia compromisului dezechilibrăm nu doar universul vieții noastre, ci întregul univers. Este important să avem o stimă de sine ridicată și să ne onorăm ființele, să ne iubim cu adevărat pentru ceea ce suntem și să nu mai permitem în viața noastră ceea ce nu reprezintă iubire să facă parte ca fiind firesc și normal și natural în viața noastră. Vă zâmbesc și vă doresc o zi plină de voi, să vă bucurați, să celebrați, pentru că dacă voi vibrați iubire, celebrare și bucurie, asta veți atrage în viața voastră. Vă zâmbesc!